După o zi grea în care a fost ocupat cu legea pensiilor, premierul Marcel Ciolacu și-a oferit aseară un moment de relaxare. A fost în vizită la Naționala de Fotbal a României și a asistat la antrenamentul de dinainte a meciului cu Elveția. După ce s-a asigurat că legea pensiilor a trecut și a scăpat de orice emoție, premierul Marcel Ciolacu a plecat de la Parlament direct la baza sportivă de la Mogoșoaia, acolo unde se antrenează echipa națională de fotbal a României. Șeful guvernului a asistat la antrenamentul tricolorilor, după care a stat de vorbă cu jucătorii și cu staful tehnic. Marcel Ciolacu i-a felicitat pe jucători pentru calificarea la Euro 2024 și le-a urat succes și pentru meciul cu Elveția, care se va desfășura în această seară pe arena Națională. Ciolacu a și postat fotografii în care apare alături de tricolori și de președintele FRF Răzvan Burleanu în cantonamentul echipei. Prim-ministrul a primit din partea șefului Federației Române de Fotbal un tricou cu numărul 12. Selecționata lui Eduard Iordanescu este calificată matematic la turneul care va avea loc anul viitor în Germania, dar partida contează pentru a se stabili dacă se va califica de pe locul 1 sau 2. România va fi pentru a șasea oară la turneul final al campionatului european după edițiile din 1984, 1996, 2000, 2008 și 2016.